Salutare și bine la regăsit la un nou unboxing. Este vorba despre un microfon care l-am comandat pentru că acela mi s-a stricat și am zis că să-i fac un mic review, un mic unboxing. Și că hai să vedem ce mi-au trimis băieții la PC Garage. Iar cu putem să facem comună. Ok. Ne apucăm de formă de videoclipuri. Așa. Îl desfacem. Ok. Deci ne mic. Opa, bă, deci și l-o împărtă ca băieții. Hai să vedem cu ce putem. Să-mi iau și un cuțit, da, să nu-mi iau. Îl putem desface și cu mâna. Se pare că dacă o să cumva câine, să-mi fi pus în pijamă. Ok. Să cum putem desface noi cutia asta mai ușor. Că băieți, au închis-o foarte bine. Ok. Și nu știu cum. Nu avem cum să desfacem cutia asta. Așa că pun un pic și un bec. Am revenit, avem și un cuțit. Dați-mi pic să-mi torc așa telefonul. Ok. Hai să vedem. Ok, așa. Facem și la monoperă. Nu fac la fel. Ce greu cu mâna se desfășoară cam aproximativ tot. Ok, let's go. Opa. Ok, hai să vedem ce mai la altul. Opa. Microfon. Ok, nu avem nevoie de asta. Da, ce avem nevoie este aici, pune cutia jos. Ok. Este vorba despre microfonul de Anin, ultima de microfon. Am înțeles din multe review-uri și multe unboxing-uri că e un microfon destul de bun. Aici avem microfon. Cazul cuțitul. Așa, pe spate nici specificații. 3 metri cablu, omnidirecțional, e ok. Microfonul aici vedem că e un plastic, ca să de aspectul să vedem microfonul. Să ținem acum așa. Hai să vedem. A făcut o treabă bună, deci am așteptat destul de mult pe el. Hai băi, greu. Nu știu la funcția asta pură. Ok, ce avem aici? Asta că avem încă ceva în cutiuță. Nu știu ce avem, dar mai avem încă ceva. Așa, specificații, nu știu, în fine, am nevoie de ele. Și cam aceste mouse-ul. Da, e ok. Aici e buton de pornire oprire. Ok. Și e mai multă dată pentru chestia asta. Pentru trepiedul ăsta. Cred că așa este ce cam ați minte. Trepied, da. Aici avem și asta sunt pic, așa. Putem regla picioarele. Că momentul de față e un pic cam rece și trebuie să-l reglez din picioruș. Holy fucking shit. Dați un pic. Și cam așa arată. L-ai pus pe trepied. E destul de ok. Zic eu.
Am zis să asta în fine, nu contează. Uite, aici avem ceva. O guriță, nu știu ce este. Și da, e mufă jack. Chiar de ce l-am luat, pentru că cele USB sunt cam nașpa. Nașpa, nu? Tehnic vorbind. Așa, să revin cu un... Trebuie să vedem dacă se poate desface. Nu se poate. Așa, să revin cu un review de cum se aude. Așa că, până atunci, bye bye. Aceasta este prima probă cu microfonul X-Trust, cu care l-am avut înainte să mă cumpăr pe cel nou. Și nu mi se pare un microfon foarte rău, dar totuși trebuie schimbat, așa că nu. Sper să se vadă diferent. Aceasta este a doua probă cu microfonul Danin DM028. E noul microfon pe care l-am achiziționat recent și mi se pare că se aude chiar superb. Destul de tare, clar și mă bucur de treaba asta, așa că ne vedem în video urile care urmează să le pun și până atunci numai bine.